urmează imnul național al României. De recunoștință față de aceștia, sfânta sărbătoare a Înălțării Domnului cu Ziua Eroilor. Această zi a fost proclamată sărbătoare națională a poporului român prin legea numărul 379 din 2003 și reprezintă un moment important, impregnat de simbolismul și semnificațiile proprii cultului eroilor, iar manifestările dedicate acestui eveniment sunt organizate conform tradiției creștine în Ziua Înălțării Domnului, începând cu anul 1920. Lucian Blaga spunea: niciun popor nu este atât de decăzut încât să nu merite să te jertfești pentru el dacă îi aparții cu adevărat. Suntem astăzi aici să aprindem lumânări de veche, să depunem florile recunoștinței la mormintele și monumentele eroilor care și-au dat viața pe pământul patriei noastre și să nu uităm de cuvintele născute pe câmpul de luptă. Pe aici nu se trece. Doamnelor și domnilor, urmează oficierea serviciului religios. Gardă, drept! Pentru oficierea serviciului religios! Gardă de scope! Rit! Gardă pe loc, repaus! Slavă Sfintei și celei de-o ființă și de viață făcătoarei și nedespărțitei trăimi, totdeauna, acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău. Gata este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Ca niște robi nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român,
prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm și iarăși căzând înaintea ta mulțumim, rugând cu milință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor tăi și cu milostivire ai învrednicit a li se împlini cererile, așa și de acum înainte, învrednicește a spori într-o dreaptă credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele și întru toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. Dă, Doamne, conducătorilor noștri Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletește ai poporului tău Duhul lepădării de sine, pe care l-ai dat sfinților tăi ucenici și apostoli când i-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri bărbăția și vitejia cea sfântă a dragostei către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Și pe noi pe toți învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune care îi fac pe oameni după chipul și asemănarea ta. Pomenește, Doamne, Dumnezeu nostru, pe toți eroi, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului și pentru libertatea și demnitatea noastră. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndurările tale asupra lor și asupra țării acesteia în care se preamărește numele Tău. Și ne învrednicește pe toți ca totdeauna mulțumire să-ți aducem cele prea bune, să grăim și să scântăm ție celui fără de început al Tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă. Slavă ție, Dumnezeului nostru, Dătătorul nostru de bine în vecii vecilor. Amen. Ierarhilor bisericilor noastre, dă-le, Doamne, zile îndelungate și bună sporire în dreapta propovăduirea cuvântului adevărului Tău și în cârmuirea turmei celei cuvântătoare pe calea mântuirii și îi păzește într-o mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la credinciosului popor român de pretutindeni, cârmuitorilor țării noastre, mai mari orașelor și ai satelor și iubitoarea de Hristos oaste, dă-le, Doamne, zile bune și delungate, cu viață pașnică, sănătate, mântuire și întru toată buna sporire, iar asupra vrăjmașilor biruință și păzește pe dânsi într-un mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Credincioșilor creștini care sunt de față la această sfântă slujbă, dă-le, Doamne, zile îndelungate cu pace și sănătate și întru toată bună sporire și păzește într-un mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin.
Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-te spre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-te spre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-te spre noi. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, îndură-te spre noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău cel Sfânt. Doamne, îndură-te spre noi, Doamne, îndură-te spre noi, Doamne, îndură-te spre noi. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și te îndură spre noi. Doamne, îndură-te spre noi. Doamne, îndură-te spre noi. Doamne, îndură-te spre noi. Fiindcă ne rugăm pentru sufletele adormiților servilor lui Dumnezeu, eroi căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea patriei și reîntregirea neamului și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, îndură-te spre ei. Doamne, îndură-te spre ei. Doamne, îndură-te spre ei. Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde cei drepți se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să le cerem. Dă lor, Doamne, Doamne, îndură-te spre ei. Dumnezeul sufletelor și-a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dărui viața lumii Tale însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiserilor Tăi, eroii căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru libertatea și apărarea țării, în locul luminos, în locul verdeaț, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, și tot păcatul ce l-au făcut ei cu cuvânt, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veci și cuvântul Tău adevăr. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților servilor lui Dumnezeu, eroii căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea patriei și Ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Cu Unde nu-i
sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sfinților adormiți servilor Tăi pomeniți și lepălor veșnică pomenire. Cătălin Țurcaș. Onorată asistență, astăzi noi creștinii sărbătorim înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos și nu cred că era o zi mai potrivită în calendar pentru a fi declarată ca zea iarbilor, pentru că așa cum Iisus Hristos prin jertfa supremă și prin înălțarea la cer a pornit această credință a tuturor oamenilor, a tuturor credincioșilor, eroi neamului, prin jertfa lor supremă pentru libertatea și integritatea țării, sau sufletele lor s-au înălțat la ceruri. Și este momentul în care ar trebui să ne aplecăm cu mult respect în fața tuturor eroilor neamului nostru. Evident că noi, civili, în viața de zi cu zi, avem fiecare dintre noi eroii noștri, care sunt părinții noștri, sunt profesorii noștri, sunt oamenii de la care în viața noastră am avut ceva de învățat. Și este momentul ca în această zi importantă să ne amintim și să le spunem o rugăciune pentru cei care au plecat, să ne aplecăm cu respect în fața celor care trăiesc și care ne-au ajutat în clădirea noastră profesională ca și oameni. Anul 2018 este un an foarte important pentru națiunea română. Este anul în care împlinim 100 de ani de la crearea statului național unitar român în granițele aproape normale. Spun aproape normale pentru că încă România Mare astăzi nu este așa cum ne-am dorit mulți dintre noi. Ne-am propus în acest an să marcăm așa cum se cuvine această mare sărbătoare și este momentul în care aș vrea să mulțumesc cu această ocazie reprezentanților armate din orașul nostru, a tuturor celor care s-au implicat, începând cu preotul militar, care și-a exprimat dorința normală ca eroul înmormântat în cimitirul din Șimleu, care a murit în 1944, Emil Barbu se numește, să aibă un loc de veci așa cum se cuvine. Și lucrul acesta s-a întâmplat în zilele trecute, pentru prima dată ne-am bucurat în urmă cu o oră și jumătate că locul lui de veci este respectat de comunitatea noastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest lucru. Fie ca în această zi să ne aplecăm fiecare și să ne rugăm pentru eroii care au căzut și să ne bucurăm fiecare dintre noi alături de eroii noștri de zi cu zi. Urmează ceremonia depunerii coroanelor și gerbelor de flori. Gardă baliniați! Gardă drept! Pentru onor înainte prezentați! Alt! Depun coroane și jerbe de flori.
primăria și Consiliul Local al orașului Șimleu Silvaniei. Reprezentate unitățile militare din garnizoana Șimleu Silvaniei. Thank you.
Societatea Comercială Simex S.A. Doamnelor și domnilor, în continuare, vă invităm să urmăriți un scurt program artistic oferit de elevii școlii gimnaziale Horea, conduși de domnul profesor Traian Albu și acompaniați de domnul Petre Gliguță. Lor de nu mă uita la înălțare, purtăm pentru a cinsti o sfântă zi, în care pomenim pe toți eroii, cu singurul lor drept, de a ne muri. Au fost cândva bărbați în toiul vieții, mai mult sau poate mai puțin maturi. Visau să se întoarcă lângă vetre, fără a purta blestemul celor duri. Când ascultăm prieteni și neprieteni, de demult rostit pentru eroi, să-i revedem cum urcă în noi speranța cu rolul dăinuirii prin altoi. Și n-au știut ce înseamnă îmbătrânirea și nici o sânda trupului durut. În templul nemuririi îi petrece doar sunetul viorilor de lut. Eroii noștri sunt stejari și vulturi și flori de câmp, tot câmpul românesc, de 2000 de ani și mai în urmă, după furtuni, aici se regăsesc. Rămânând puțin sărmanii, veterani ce mai trăiesc, ne privim în jurul nostru, aici în prezentul ceas, vedem cu adâncă mâhnire ce puțin a mai rămas. Pentru toți cei ce au plecat, unde nu-i chin nici durere, vă rog să păstrăm, prieteni, o secundă de tăcere. Cu amintirea lor în gânduri, dragi prieteni veterani, vă închin aceste gânduri cu urarea la mulți ani, însoțită de salutul cătănesc cel îndrăgiți, ce cu adâncă înflăcărare vi-l rostesc clar, să trăiți! Surah!
am răspuns, prezent când țara sub steagul doliat ne-a adunat și am apărat cu brațul nostru comoara ce din strămoși avem de apărat. Am pus peceți de sânge pe moșie sub grindina de gloanțe și de foc și în ceata vremurilor cu bărbăție am împlinit un harazit soroc. Cu baioneta, pușca și grenada, cu crezul nostru de a ne ști stăpâni, am arătat întregii lumi dovada neînfricării noastre de români. Însufletiți de aceleași simtăminte și azi, ca în urmă cu atâția ani, în fruntea celor ce păsesc înainte, ne alăturăm sub steag de veterani. Mormintelor. Eroi sunt născuți la această baladă și vin de peretutindeni cu glas de istorie, patria lor, patria neîntâlnirii, cuvântul lor, luptă, victorie. Pentru cei goi și pentru cei desculți,
zid au făcut din trupurile lor pentru dreptatea noastră a tuturor. Lăudați pe Dumnezeu, români, lăudați-L tineri și bătrâni, cântați cu toți mărire Lui, acum și-n veacul veacului. De onoare. Gardă drept pentru constituirea dispozitivului de defilare. Gardă la dreapta!